Dragii mei, suntem în plină campanie electorală. Să știți că pentru noi, cei de la televiziunea Exclusiv TV, este o perioadă în care putem face bilanțul și putem analiza imaginea fiecărui primar care a colaborat sau colaborează cu televiziunea noastră în sensul transparenței decizionale și nu numai, pentru că este un moment de bilanț al faptelor, al realizării unor proiecte și mai mult decât atât, cetățenii, indiferent că vorbim de sate sau de orașe, și astăzi vom vorbi mai mult de zona urbană, trebuie să voteze în cunoștință de cauză, având în vedere că invitatul permanent al emisiunii noastre Personalitatea Zilei este domnul primar al stațiunii Târgu Ocna. Vreau să vă mărturisesc, dragii mei, că am marea plăcere să vă spun că întotdeauna domnul primar a venit alături de noi cu informații corecte, cu informații precise, cu statistici, cu date exacte și ce și-ar putea dori mai mult un realizator de televiziune atunci când un om vorbește concret despre lucrurile pe care le face pentru cetățenii din urbea respectivă. Așadar, nu mai lungesc prea mult vorba. Vreau să vă spun că este ultima întâlnire înainte ca dumneavoastră alegătorii să vă prezentați la unele de vot și încă o dată noi cei din presă vă rugăm să analizați foarte bine fiecare candidat și să votați pe acel om care are realizări și nu vorbe. Domnule primar, așadar, făcută introducerea, vreau să vă spun că această emisiune va aparține în totalitate. De fiecare dată timpul a trecut repede peste noi și dumneavoastră întotdeauna aveți lucruri multe de prezentat. Așadar, vă dau cuvântul să ne spuneți, pentru că, încă o dată, precizez, este ultima întâlnire înainte de alegeri. Și să dea Dumnezeu să ne întâlnim la o cupă de șampanie la dumneavoastră, la Târgu Ocna. Vă rog. Da, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua și celor care ne privesc acum. Așa cum ați spus dumneavoastră, voi începe cu câteva informații corecte, pentru că acum în campanie electorală se vehiculează tot felul de informații. Fiecare candidat încearcă să deformeze realitatea pentru a căpăta capital politic. Și vă rog să-mi permiteți să lămurim o problemă destul de urgentă și importantă pentru Târgu Ocna, începerea anului școlar. La Târgu Ocna, prin hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență, numărul 24 din 7-a 9-a 2020, s-a stabilit o listă cu localitățile unde incidența cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 depășește 1,5 la 1000 de locuitori. Din cele câteva localități, Bacău, Comănești, Târgu Ocna, Târgu Totuș, Coțofănești, Dămienești și Ungurești, am fost prinși și noi ca oraș. Am încercat atunci să cer explicații, am vorbit și la Direcția de Sănătate Publică, am vorbit și cu domnul prefect. Noi am intrat în acest cod roșu, să spunem așa, datorită beneficiarilor care sunt internați la un centru de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dizabilități care se află în Târgu Ocna. Deși niciunul din cei internați acolo nu are mutație pe Târgu Ocna, doar câțiva salariați care au fost în carantină locuiesc în Târgu Ocna, faptul că este pe teritoriul orașului s-a ținut cont de acest procent și atunci am intrat în această zonă. Este o problemă care va trebui lămurită pentru că aceste persoane nu au acces în oraș, nimeni din oraș, în afara celor care lucrează acolo, nu pot să
pătrund în această instituție. Deci este o instituție cu un sistem închis, să spunem așa. Da. Sigur, s-au luat toate măsurile de către conducerea Direcției de Sănătate Publică, de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, de către cei care lucrează în centru și au fost internați, cei care au fost pozitivi. Mare parte din salariați au fost și testați negativ, testul s-a reluat, deci acolo s-au luat toate măsurile necesare. În aceste condiții, respectând hotărârea, în data de 9-a, deci imediat după ce a fost dată, la două zile după ce a fost dată hotărârea, am stabilit împreună cu conducerile Consiliului de Administrație a Unităților de Învățământ, s-a analizat în ce condiții încep școlile în Târgu Ocru. Primarul, eu ca primar am participat la toate aceste ședințe, eu nu am drept de vot în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ și atunci s-a stabilit următoare lucruri. Școala 2, scenariu roșu, școala gimnazială numărul 1, roșu, Costache Negri, roșu, liceu tehnologic, roșu și Ana Maria Dorne, galben. Ce înseamnă roșu? Că începe anul școlar în condiții online, adică toți copiii stau acasă. Trebuie să arătăm că s-a ținut cont de aceste propuneri, dar Comitetul pentru Situații de Urgență Bacău, în hotărârea numărul 25 din 10 ianuarie 2020, a hotărât foarte clar că unitățile de învățământ merg pe scenariul roșu, deci scenariul 3, cum îi mai spun, iar grădinița Ana Maria Dornei învață în scenariul galben. De ce? Pentru că are două grupe de 46 de elevi și au hotărât ca în cele două clase să meargă două săptămâni cu jumătate din copii, două săptămâni cu jumătate din copii. Condițiile cerute de Direcția de Sănătate Publică, acea distanțare de un metru și jumătate, un singur copil în bancă, cu vizeta care, așa, cu ecran de protecție, nu puteau să, pot fi respectate, la preșcolar nici nu se cere, dar sigur în cele două grădinițe s-a putut asigura aceste condiții. Au fost tot felul de informații că nu s-a început școala, că nu sunt gata unitățile de învățământ și aș dori să dezmint acest lucru, pentru că școala numărul 2, capacitate maximă, deci nu există nicio lucrare, la școala numărul 1 nu există nicio lucrare, la colegiul tehnic putea începe fără nicio problemă și la colegiul Costache Negri, într-adevăr, sunt niște lucrări, dar școala putea începe deoarece aveau rezervate la școala numărul 1 săli de clase și se învăța în două schimburi. Deci nu au nicio vină nici conducerile școlilor, nici primăria că anul școlar a început online datorită situației și hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență la care a trebuit să ne supunem cu toți. Vă întreb un pic acum, e clar că în această campanie electorală fiecare contracandidat al dumneavoastră încearcă să prezinte un pic altfel lucrurile ca să câștige, eu știu, eventual anumite avantaje de vot. Dar și este cu atât mai lăudabil că dumneavoastră ne prezentați lucrurile așa cum sunt. Așa, dar o să-i rog pe telespectatorii noștri să-și ia sursele de la oficialități, surse corecte, așa cum spuneam la început. Eu sunt de acord ca să capete capital politic, așa. Dar să vină cu realizări și nu criticăm. Și nu cu dezinformări, pentru că eu sunt împotriva dezinformărilor. Cu aceste dezinformări, pentru că ar fi păcat să acuzăm conducerile școlilor și primăria că nu s-a început anul școlar din cauza noastră. Da. Gândiți-vă că toți. Deci copiii au dorit să înceapă școala, profesorii au dorit să înceapă școala, părinții au dorit să înceapă școala. Da. Eu ca primar am dorit să înceapă școala, vă dați seama. Cum să nu fie primarul la început acolo? Prezentam și eu, eram bucuros, sigur, am și eu nepoți. Sigur că da. Deci mai ales că e și o chestie sensibilă de aia. Toată lumea a dorit să se înceapă școala, dar gândiți-vă că mai presus de orice este sănătatea copiilor. Da. Și corect. Atunci nu putem risca și nimeni nu a riscat, tocmai de aceea și Comitetul pentru Situații de Urgență a stabilit să se înceapă școlile în condiții online, deci acasă copiii și trebuia să ne gândim la sănătatea copiilor. Mai ales că erau și votările acum. Sigur că da. În școli majoritatea. Deci concluzie, prioritate sănătatea. Prioritate zero, cum se spune. Eu rog pe cei care încearcă să dezinformeze să fie reținuți. Nu profităm de faptul că
copiii, părinții, profesorii doresc acest lucru și el nu s-a putut îndeplini pentru că, mai presus de toate, am pus sănătatea copiilor și această hotărâre a Comitetului pentru Situații de Urgență. Corect. S-a stabilit până la 1 octombrie. La 1 octombrie se reevaluează toată situația pentru că la Târgu Ocna, astăzi, 16, avem 14 persoane în carantină. Pe data de 17, mâine, vor fi 8 ieșiri, da? Pe data de 18 mai rămân 4 persoane. Toți sunt asimptomatici, cei care sunt în carantină. Respectăm regulile și vedeți că numărul este în scădere. Noi sperăm să nu mai avem fluctuații mari. În acea perioadă aveam în jur de 45 de persoane în carantină. Ca să nu uit la finalul emisiunii, o să vă rog să rețineți că trebuie să le prezentăm un pic cum veți organiza votul, secțiile și discutăm, așa mai departe, da, ca să nu uităm. Da. Da, vă rog. Acest lucru trebuie să fie bine înțeles și haideți să nu ținem cont de această stare emotivă și să încercăm să deformăm realitățile. Anul școlar putea începe în condiții foarte bune la Târgu Ocna, de fapt anul școlar a început la Târgu Ocna, dar în condițiile online, adică cu acest sistem electronic și copii acasă. Aici, la fel, au apărut informații că nu au 400 și nu mai știu cât, 470 de copii n-au internet în Târgu Ocna. O informație falsă, mincinoasă. Cum să n-aibă 400 de copii internet? Cum au terminat atunci anul trecut? Cum au finalizat anul trecut dacă n-au avut internet? Noi avem câteva cazuri, într-adevăr, sunt vreo 10 copii mai la izolate. Școala 1, la școala 2, unde am făcut anchete sociale, unde am încercat să rezolvăm aceste probleme. Avem o zonă în cartierul Vâlcele, unde montăm acum și un releu, unde n-a fost internet, chiar săptămâna aceasta se montează releu de către o firmă care va asigura semnal în toată zona. De asemenea, am avut o întâlnire cu conducerile școlilor, colaborarea este foarte bună cu comitetele, cu consiliile de administrație a școlilor, dar și cu directorii școlilor și am stabilit clar și am cumpărat în jur de 413 tablete, parcă necesarul care s-a cerut, pentru că nu dorim nici să avem achiziții și finanțări duble, să cumpere și școala, să cumpărăm și noi. Sigur că am stabilit foarte clar, aceste tablete vor fi material didactic, noi am cumpărat o parte din ele și școlile au voie să cumpere, dar atenție, iarăși un zvon, că vor primi tablete copiii care nici nu merg la școală pentru voturi și falsă problemă. Nu. Deci tablete vor primi doar cei care sunt la școală, tablete vor fi predate școlilor și profesorul de la școală va distribui tableta celui care are nevoie de ea și cel care frecventează cursurile școlilor. De aceea ne interesează, este cel mai important eveniment. Prioritatea numărul unu a fost pentru Târgu Ocna, pentru primăria Târgu Ocna și pentru conducerile școlilor să înceapă anul școlar în condiții foarte bune și vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să clarificăm această situație și rog părinții să înțeleagă că noi veghem la bunul mers al procesului de învățământ în școli, dar în același timp ținem cont și de sănătatea copiilor. Și acum, cele două grădinițe, Ana Maria Dorne, unde se lucrează. Cele două grădinițe, Piticot A și Piticot B, la Maria Dorne iarăși nu sunt probleme și ați văzut că au început în sistem galben, adică două săptămâni, repet ca să știe, două săptămâni, jumătate din copii, două săptămâni, ce era? Da, e bine jumătate. De precizat, de poate unii nu știu. Acum, da. Este în sistem privat și sigur că având aceste condiții, având sălile corespunzătoare, au trecut la acest sistem. Acum grădinița care este în lucru, Piticot A, mâine se termină lucrările, în câteva zile, deci la 1 octombrie se poate începe grădinița în condiții normale, cu prezență. Piticot B la fel este gata, mâine se va face recepția și de asemenea la Colegiul Costache Negri, faptul că nu s-a învățat, s-a atacat toate corpurile de clădire, constructorul împreună cu noi facem demersurile necesare și efortul ca atunci când începe anul școlar să se poată desfășura în cele două corpuri. Dacă nu, se vor asigura clase, săli de clasă la școala numărul 1, unde avem clase libere. Proiectul cu școala 1, proiectul de aproape 4 milioane de euro, care va trebui să înceapă, este în faza în care se finalizează proiectul,
s-a licitat și proiectare și execuție, nu vor începe lucrările până când nu lămurim problema colegiului Costache Negri. Cam aceasta a fost situația și aș dori să aibă încredere cetățenii orașului că noi facem tot ce este posibil ca copiii orașului să aibă condiții pentru a începe școala. De asemenea, cu transportul elevilor. Sau mașinile pregătite să transportăm copiii, vedem ce condiții se mai impun după data de 1 octombrie și încercăm să le respectăm și să asigurăm și transportul elevilor la școli, având capacitatea necesară pentru acest lucru. Școlile asigurate tot ce înseamnă materiale pentru dezinfecție, pentru... Eu când am spus că primăria asigură materialele necesare... primăria asigură aceste parte materiale. Din ele asigură noi, o parte le asigură școlile. Școlile. Noi am făcut așa... Aici trebuie făcută precizarea școlii. Au și bugetul lor, nu? Au și bugetul lor. Și tocmai aici este problema, pentru că ei iau din cota pe elev și ar fi păcat ca la sfârșitul anului să... rămână bani la bugetul și sigur trebuie restituiți la bugetul unității de învățământ și atunci să nu suprapunem aceste lucruri. Am spus să cumpere școala tot ce pot cumpăra ei și celelalte cheltuieli le suportăm noi. De exemplu, examenul psihologic, examenul medical, le suportăm noi. Dezinsecția care se face la școală o suportăm tot noi pentru că o facem cu o firmă autorizată. Acolo unde s-au cerut măști, am cumpărat noi măști. Unde s-au cerut alte materiale, am cumpărat noi din bugetul local. Ați avut o întâlnire cu directorii de școli? Am avut mai multe întâlniri. Da? Ultima întâlnire am avut o săptămână trecută, în care am stabilit foarte clar ce necesarul fiecărei școli. Noi l-am comunicat și la inspectorat, pentru că și pe linia ministerului vor veni finanțări și atunci noi am stabilit clar ce finanțăm noi, ce se finanțează din bugetul școlii și ce se va finanța de către... Deci asta este important să știe, în primul rând, părinții, că ei sunt interesați și sunt cei mai atenți în ceea ce privește sănătatea copiilor. De asemenea, părinții care nu au posibilități și nu au tablete, așa, anunță la școală și noi încercăm să asigurăm... În continuare, dumneavoastră, aveți un dialog continuu atât cu conducerea școlilor, cât și cu părinții care, iată, se pot, dacă sunt probleme, dar în general, din câte ne-a spus, sau sunt rezolvate, dar lăsați o portiță deschisă și la primărie dacă au o nemulțumire sau o anumită problemă pe care vor să... Le-am primit la primărie în scris, în baza analizei făcute de către școli. Da, da. Și ele sunt... Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare și e bine că... Să mai completez cu aceste investiții. Într-adevăr, se lucrează la aceste obiective foarte importante pentru noi. Și aș dori să amintesc că grădinița Piticot B, de exemplu, contractul de execuție a fost semnat în data de 11.03.2019. Termenul a fost 780 de zile. Ordinul de începere a fost emis în 10.10.2019. Termenul de finalizare este 10.12.2021. Și noi vom termina în septembrie 2020. Adică și acel zvon că nu mai terminăm, că n-au fost bani, că constructorul nu-și face chiar treaba. Înainte de termen, cum? Da. Dar înainte, cu un an și. Da. Adică haideți să vedem, sunt niște termeni contractuale acolo, că se lucrează, că nu se lucrează, că fiecare își dă cu părerea, că e frumoasă culoarea, nu e frumoasă culoarea. Acolo a fost un proiect, specialiștii și-au spus cuvântul. Și proiectul trebuie respectat. Sigur că niciun fel de... Și acolo sunt doar câteva lucrări de finalizare care mai sunt împrejmuirile, sunt puține lucrări, dar grădinița este aproape gata, se face curățenie, astăzi și mâine se va termina la grădinița Piticot B. De asemenea, Piticot A. Contractul a fost semnat în 1.11.2019. Durata contractului a fost proiectare și execuție. Ordinul de începere pe 5.03.2020. Deci în martie acest an. Acest an. Termenul de finalizare este 5.09.2021. Și grădinița este aproape gata. Deci mâine se face recepția. Foarte bine. Deci haideți să nu supărăm constructorul, că am mai făcut noi reclamații de astea, că... Și sigur că procentele, că nu s-a realizat nimic, că n-am cheltuit banii. Și-a dorit să înțelegeți și cu acești bani care spun unii că îi avem în cont. E falsă problemă. Ai semnat un contract că poți cheltui niște bani pe investiții. Până nu termin lucrările, care nu sunt recepționate de o comisie de recepție,
Deci sunt specialiști acolo. Domnul viceprimar este președintele comisiei de recepție și dacă nu se face cum trebuie lucrarea, nimeni nu semnează pentru că răspunde. Apoi se trimit dirigintele de șantier, se trimit la minister, ministerul le analizează și de acolo se decontează la circa o lună de zile banii. Primăria a făcut un efort extraordinar. Ca să nu întrerupă constructorul și să-l putem susține, am dat peste 20 de miliarde vechi din bugetul local, am plătit noi lucrările pe care am recuperat atunci când au venit banii de la minister. Am avut și partea noastră de cofinanțare neeligibile. Aici trebuie făcută precizarea că aceste lucrări au și o garanție. Deci constructorul, absolut. Așadar oamenii trebuie să aibă încredere că lucrările se vor face de calitate și că constructorul este obligat vor să... Vor veni și părinții și copii și vor vedea ce am făcut acolo. Am extins clădirile, am făcut săli de festivități, s-au schimbat toate utilitățile. Sunt niște proiecte care vor fi agreate. Doar cei care candidează acum încearcă să vină cu tot felul de informații. Deci iată, am clarificat false. Și acest aspect. La și colegii Costache Negri. Vă rog. Contractul a fost semnat în 25 ianuarie 2019. Ordinul de începe a lucrărilor a fost pe data de 2 martie 2020. Termenul de finalizare este 2 septembrie 2021. Noi am profitat de acest lucru că nu s-a învățat și am atacat toate corpurile. Trebuiau atacate 2 și 3, lucrările acolo au continuat și am început și la corpul 1, unde vor fi extinderi și se vor construi câteva spații suplimentare. La școală și aici, la fel, suntem în termen. Că nu s-a terminat, că trebuia terminat, că nu știu cine a făcut. Vă rog tare mult, dragi târgocneni, ascultați datele care sunt aici, vedeți că sunt scrise și la pe șantier acolo și nu mai ascultați informații false de la necunoscători sau mai bine spus răuvoitori care doresc să mai fie și primari cu informații false, păi, distorsionate. Nu poți fi primar, să știți că ajungi primar mințind. Niciun cetățean nu își va da votul pe persoane care nu știu ce vorbesc. Domnul primar, oamenii au evoluat, au un spirit civic acum și o atenție mare în ceea ce privește chiar și zona aceasta politică și sunt convins că oamenii vor alege ceea ce este corect și nu pe baza unor povești. Să știți că oamenii au început să simtă când undeva e... Știți cum îți pui întrebarea dacă cineva scrie, domnule, nu s-a făcut în cutare sau s-a făcut defectuos. Omul s-a obișnuit, românul s-a deșteptat. Se uite, mă, stai un pic, cui folosește această invocare nerealistă? Și atunci e foarte ușor să-ți dai seama de mai ales că, cum spunea și dumneavoastră, te duci la obiectivul respectiv și ai acolo panou, termen de execuție, data începere și așa mai departe. Deci, mai avem te poți informa corect dacă derulare. Vrei. Vă rog. Acestea trei au fost cu finanțare pe Plan Național de Dezvoltare Locală, deci de la Guvernul României. Acum avem pe fonduri europene contractul la școala numărul 1, unde avem proiectare și execuție. Contractul a fost semnat în data de 28.05.2020. 90 de zile de la data emiterii ordinului de începere, care a fost pe data de 17.06.2020, este proiectarea și execuția 600 de zile, 2 ani. Aici se lucrează la proiectare, nu au început lucrările, dar vor începe. Aici aș dori să mai spun ceva. Sunt persoane care spun că primarul n-a accesat fonduri europene. Foarte fals. Nu. Haideți să vă spun. Deci, eu am spus și în alte emisiuni și spun și acum că în ultima perioadă am reușit să atragem la bugetul local 30 de milioane de euro. 25 de milioane de euro sunt bani europeni și restul 5 milioane sunt din alte surse, fonduri din Norvegia și de la Guvernul României. Deci haideți, vă rog frumos, să vină cineva și să arate când spune zero. La mai am un tânăr acolo care vrea să candideze, el nu înțelege ce vorbește săracul, nu înțelege nimic dintr-un buget, el crede că e fabrică de cherestea primăria și încearcă să arunce cu tot felul de afirmații că nu s-a zero bani europeni. E falsă. No. Deci din momentul când s-a semnat contractul, deci eu ceea ce vorbesc cu noastră, sunt proiecte executate și proiecte care sunt contracte de finanțare semnate. Înțeleg că 30 de milioane de euro înseamnă bugetul orașului pe 15 ani. Noi avem cam din surse deci proprii o sumă foarte mare. 2 milioane de euro bugetul nostru, da?
Vreau să vă spun că în ultimii 20 de ani de când orașul este stațiune, că mai găsim așa pe câte unul care spune că e comună și aici mă supăr foc pentru că nu au voie să critici orașul în care eu m-am născut și sunt primar de... Dar cred că de, se supără și celorlalți locuitori. Și nu corect, e corect să jignească sau cuvinte jignitoare la adresa orașului. Sunt de acord să spună despre mine, despre oricine, dar nu de oraș. Nu știu dacă cunoaște câtă documentație și cât am muncit împreună cu colegii mei din primărie să putem obține statutul de stațiune turistică de interes național. A durat 10 ani. Apoi am obținut în 13 ani statutul de stațiune balneoclimatică. Și sigur că de când suntem stațiune, bugetul orașului s-a mărit de 20 de ori. Și în aceste condiții, sigur că orașul prezintă interes acum. Numai de anul trecut până în acest an, bugetul s-a dublat la oraș, de la 200 la 400 de miliarde. Și cu acești bani, sigur, puteți veni cu cofinanțări pentru proiecte viitoare. Eu vorbesc și bani atrași. Și atrași, da. Gândiți-vă că 55% din bugetul localității merge pe investiții. Da. Unde mai căutați o localitate, că așa spune... Dar aici trebuie să știți, telespectatorii, și știu... Că investiția este cheia dezvoltării. Investiția. Primarul trebuie să aducă bani. Da. Mai căutați un primar în zonă care a adus bugetul pe 15 ani în localitate. Pentru că aici încearcă unii să spună că primarul nu-i performant. Să aduceți un primar care a depășit această sumă și gândiți-vă că nu este ușor și gândiți-vă de unde am pornit. Vă spuneam că m-a chemat cineva pe un post de televiziune de la aia să mă întrebe cum am transformat dintr-un oraș în care era o gară mică unde coboram să mergem la Slănic, într-un oraș stațiune. Era de fapt o haltă acolo. Era o haltă, halta Salina, da. În fine, eu sunt mândru de ce am făcut până acum și sigur că aceste proiecte trebuie continuate. Gândiți-vă că auziți acum tot felul de idei năstrușnice. Sigur că am dorit să avem și pistă de avioane și de elicoptere și faleze și ce n-ar dori un oraș să aibă. Da, aici trebuie să facem precizarea că orașul Târgu Ocna face parte și din această asociație care de dezvoltare a turismului Mompesa. Sigur, de acord. Din care fac parte Slănic Moldova, sunt o localitate, președinția are Târgu Ocna acum și tocmai de aceea am făcut această asociație pentru dezvoltarea turismului. Și mă bucur că Prefectura Bacău, am avut deja două ședințe cu domnul prefect și cu specialiștii din prefectură pentru dezvoltarea turismului în zonă și este mare lucru pentru că trebuie să ne orientăm spre aceste stațiuni din Bacău. Județul Bacău are trei stațiuni, Târgu Ocna, Slănic Moldova și Măineștiu, de interes local, și aici trebuie să dezvoltăm turismul. Tocmai de aceea noi ne-am dirijat proiectele spre dezvoltarea stațiunii și numai pe dezvoltarea stațiunii avem proiectul de infrastructură ridicarea potențialului turistic se numește, proiect de 4,5 milioane de euro, unde avem 23 de străzi care se vor face imediat acum. Proiectul a avut loc licitația în data de 16 martie, a apărut pandemia, 7 din cele 7 societăți care au depus proiectele nu a mai venit nimeni la licitație, am actualizat proiectul și încercăm acum să scoatem din nou la licitație. Deci vom avea 23 de străzi, vom face piațeta primăriei, vom face strada Caro, centrul vechi a orașului, sigur, cu pistă de biciclete și, sigur, o zonă din Parcul Măgura. Avem, de asemenea, proiectul care a fost acceptat și depus la Compania Națională de Investiții, unde, iarăși, avem toate străzile din oraș care au fost unde s-a terminat canalizarea și avem străzile din cartiere. Sunt proiecte începute care trebuie să continuate. Sigur că nu putem acum să le oprim sau să le abandonăm. Lăsăm că aici a fost muncă, ani de zile în care noi am făcut aceste proiecte. De asemenea, avem pentru dezvoltarea turismului în Parcul Măgura 4 proiecte care sunt finanțate de Ministerul Turismului. Avem amenajarea lacului fără fund, unde a avut loc surparea. Să vă dați seama, singurul lac cu apă sărată până la Sovata, în zona noastră aici. Da, avem important. De asemenea acolo un parc de distracții. Am avut deja discuții și am avut dezbateri cu proiectanții. Am adus proiectanții din Cluj care lucrează cu cei din
Ungaria, unde la Hoidu Soboslu, dumneavoastră știți că sunt cele mai interesante asemenea parcuri de distracții. Avem un filmuleț, o să-l dăm cu ce va fi acolo, va fi unicat în zonă. De asemenea, acolo avem un patinoar și un aquapark, proiecte care au aprobarea Ministerului. A apărut o problemă, aș dori să spun că la CNI avem depuse și Casa Borisov și Clubul Elevilor și fostul cinematograf. Am obținut, suntem pe lista sinteză, deci lista în care am fost acceptați, urmează să depunem documentele necesare și să putem trece. Și avem, de asemenea, un proiect important la școala numărul 2, un proiect de unde vom face o sală de sport, proiectul care este în evaluare acum la ADR Piatra Neamț și unde avem șanse mari să trecem și cu el. Vreau să amintesc un lucru. Toată lumea acuză de ce se fac acum. Și vă rog să-mi permite să explică câteva. Dar la Târgu nu se fac acum, pentru că deci, dar cel puțin în mandatul ăsta am văzut, ați avut permanent lucrări. Gândiți-vă că în acest mandat am terminat 14 străzi. 12 străzi. Poate se refereau la alte localități. Sigur că orașul își duce. E adevărat. Mulți spun acum, uite că acum, înainte de campanie. Păi gândiți-vă dumneavoastră, cine n-ar fi dorit să terminăm în iunie? Dacă erau alegerile în iunie. Celălalt primar care venea foarte acum, bună observația dumneavoastră. Da? Foarte bună observația. Că mâine inaugurăm. Asta însemnau că în iunie se oprească dacă nu s-au mai făcut alegerile. În iunie, trebuia vreau să termin, dar nu s-a putut. Deci numai mâine, da? Inaugurăm grădinița Piticot A, Piticot B, șaneleul, dăm cheile, da? Da, da. Pe cine? Dacă nu aveam prelungirile, dădea alt primar cheile. Sigur. Da? Deci trebuie să existe continuitate într-o primărie. Nu poate, dacă a venit primar, oprește tot, oprim proiectele care sunt în derulare și facem faleze, elicoptere, aeroportul și nu știu ce. Deci aici este problema. Tocmai acesta este motivul pentru care eu doresc să candidez, să pot continua aceste proiecte. Gândiți-vă că schimbarea acum ar fi o ruptură. Da. De ce ar fi o ruptură? Pentru că, gândiți-vă, până înțelegi ce se întâmplă în primărie, un primar nou nu este atât de ușor. Și până se acomodează nou primar, până nu știu face ce, echipă, care el de gând e complicat. Nu a zis tot, să aducă audit extern, să verifice, să audă. Aici sunt organe abilitate, este Curtea de Conturi, raportul avem de la Curtea de Conturi făcut. Adică vin să-și pierdă timpul pe diferite ambiții. Au stabilit exact cine va fi la toate birourile șefii schimbați. Vă dați seama că să Dar e o adevărată telenovelă cu acești candidați. Vă dați seama că fiecare are viceprimarul bun, e corect, e politic. Dar ca să schimb șefii de birouri, când atât de greu se formează un șef de birou... Știți, ar fi mai grav, domnul primar, să facă și promisiuni unora dintre... În mod sigur fac. Și fac promisiuni și după aceea, dacă nu ies primari, ce vor păți? Și atunci orașul ar avea de pierdut. Da. După părerea mea, cel mai bine acum ar fi să se continue ceea ce există. Eu sunt un om de echipă, eu am lucrat cu viceprimari din alte partide, și chiar ați arătat fair play, sprijinind, adică având, aducând în echipă... Eu lucrez cu toți cei care doresc binele orașului, Târgu Ocra. Pentru că de aceea am candidat și acesta este jurământul pe care l-am depus. Și eu lucrez cu toți. Sigur că corect și mai bine ar fi ca să îmbinăm experiența cu elanul tineresc. Da? Și atunci experiența mea cu tineri, eu pot lucra cu oricine, așa cum vă spuneam. Pot să lucrez și cu Măciucă, și viceprimar, și consilier, am lucrat cu toți, lucrez foarte bine, pot lucra și cu ceilalți. Este foarte bine că tinerii se implică. Se implică, da, asta nu e un lucru. Asta e un lucru bun, sunt 12 candidați. Cetățenii au de asta înseamnă că prezintă interes. E mare lucru că prezintă interes. Dar important este să vedem și, uite, eu mi-aș fi dorit să vină și ceilalți candidați de la Târgu Ocna, pentru că știe toată lumea, televiziunea noastră e deschisă tuturor, să-i fi văzut aici să prezinte și cetățești prin intermediul televiziunii, nu doar pe Facebook, da? Să vină să spună, uite, domnule, eu pentru Târgu Ocna vreau să fac cu tare, cu platformă, program. Când vii aici, te mai vede lumea. Aici te mai vede, acolo pe Facebook poți să scrii și dintr-un cont fals, domn primar. Eu nu mă pricep la asta. Au și conturi false. Au conturi false, vă spun eu că am văzut. Nu știu ce înseamnă asta. Eu vă spun cum ar fi bine. Și atunci, sigur, în Consiliul Local vor fi consilieri de toate partidele, vom analiza, vom verifica, vom hotărâ ce e mai bine, dar ar fi păcat
ca banii cheltuiți, ca efortul făcut, exact, să nu continue. Să, da? Să pe vedeți aibă că o întrerupere. Ce s-a întâmplat? În bugetul 2013-2020 au apărut ghidurile de finanțare prin 2016-2017. A început proiectarea 2018. Acum suntem cu proiectele, gata să începem implementarea sigur, lor. Sigur că da. Și atunci ar fi păcat ca experiența care există să nu o punem în valoare. Sigur că da. Și vă mai spun ceva, numai astăzi am sunat la Compania Națională de Investiții, la ANELE, vine ANELE-ul, s-a stabilit mâine pentru că vine Comisia de la București. Păi până înțelegi la ce ușă trebuie să bați, ce trebuie să faci. Păi asta să le spunem contra candidaților dumneavoastră, să nu-și imagineze că vor veni, da, că nu vor veni la primărie și se așează într-un fotoliu și gata. Și există un sac de bani așa, exact, și el numai da, bagă mâna și scoate. Și dă ordin de acolo și noi, nu, nu. Știți că ne-am întâlnit de multe ori pe scări. Noi veneam și dumneavoastră plecați. Unde mergeți, domn primar? Plec la București, plec la de Iași, da, plec cu tare. Ei, să-i vedem dacă ar trebui, știți cum ar trebui să-și facă program? Prima oară să spună, domnule, sunt disponibil să mă duc la toate instituțiile din România să aduc bani la Târgu Ocna. Da, eu nu prea am văzut spunând lucrul ăsta. Niciunul nu caută o sursă de finanțare. Și mai e o chestie, știți, acum ne permite că e ultima emisiune înainte de alegeri. O altă chestiune, niciunul n-a venit să spună, eu fac, bineînțeles, să spună, să fac un lucru fezabil, adică să știe, să precizez de unde aduce banii, sursa de finanțare. Eu știți cum fac? Și întotdeauna am observat, că eu sunt și un fin observator, nu pot să spun că sunt analist politic, dar o campanie electorală nu o duci criticând, ci, din punctul meu de vedere, poate unea o altă strategie, ci prezentând cine ești tu și ce faci tu. Nu, exact. Nu credeți că așa ar trebui? Uite, da, exact. Așa ar trebui nu vine, făcut. Nu vine nimeni să poate, poate ajutați, poate vreodată, da, când vă retrageți, că nu e mandatul ăsta la infinit. Dar măcar dumneavoastră când vă întâlniți cu ei să le dați un sfat, măi băieți, încercați să fiți corecți și nu prin minciună, că prin minciună vă dați seama ce se întâmplă, nu vorbesc de Târgu Ocna. Să ajungă un primar care a manipulat opinia publică, care a venit cu minciuni, care a venit cu promisiuni, uitați-vă și la guvernare un pic. Vedeți cu planul ăla măreț, așa vorbim la nivel național, nu poți să duci cu minciuna poporul, că este lumea în stradă, știți? Da. Dacă vrei să intri într-un domeniu, indiferent în care, trebuie întâi să te documentezi. Eu am intrat în politică și să ai și experiență. Să vă spun. Administrativă. Am fost viceprimar 8 ani. Și după 8 ani de viceprimar, mi-am permis să candidez primar, pentru că am înțeles și eu cam ce e acolo. Da? Și sigur că n-a fost ușor. Tocmai de aceea sunt la al 4-lea mandat. Și ăsta am prelungit. Pentru că cetățenii îți dă votul atunci când prin faptele tale prezintă încredere, exact, prin vorbele tale. Încrederea nu se capătă. Sigur, și critica e bună, de celălalt, dar să fie bazată pe lucruri absolut, reale. Acord, sigur, nimeni nu spune, domnul, nu critica. Domnul, eu aș dori așa, să vină cineva și să spună, domnule, la proiectul numărul 5, dumneata, în loc să prevezi sală de sport, trebuia să prevezi nu știu ce, da? Sau să vină cineva la colegiu și să spună, uitați, aici eu vin cu o propunere. Niciunul nu vine cu propunere, pe ce există și pe ce facem acolo, da? Ca să continuăm. Așa. Deci, o echipă. Sigur, eu mi-aș dori să fiu în Consiliul Local cu echipa de la Pro-România, unde sunt niște tineri, am și oameni cu experiență, dar sunt și tineri care, sigur, în Consiliul Local vor avea un aport deosebit în dezvoltarea orașului. Dar sunt în același timp dispus și am capacitatea și cunoștințele necesare să lucrez cu toți consilierii care vor fi trimiși de cetățeni în Consiliu. Și vă spuneam, cu oricine din orice partid. Am demonstrat asta în anii care am avut și cu cei care am lucrat. Deci și acum. Sunt trei candidați la primărie care lucrează în primărie. Sigur. Nici o problemă, ne-am înțeles. Da. Pe problemele primăriei, sigur, sunt diferite păreri, dar problemele primăriei sunt problemele primăriei și orașul și problemele orașului. Da, e bine că ați făcut această precizare și eu acum sunt și un fel de sfătuitor așa al alegătorilor. Îmi dau și eu cu părerea, bineînțeles. Trebuie, dragi cetățeni, când mergeți la vot, să vă uitați și la ce echipă are candidatul respectiv. E foarte important. Un primar nu poate să facă lucruri decât cu o echipă și asta s-a văzut și la Târgu Ocna. Munca de echipă este foarte importantă. Uitați, deci, de ce trebuie echipă. Am avut o rectificare de buget. Da? Și în ședință și consilieri mai vechi. Din dorința de a bloca. De a sabota chiar. Să blochez. Să blochez. Și n-aș dori să spun că e neștiință. Știți? E blocaj. Da. Am avut o rectificare de buget.
Sigur că am primit niște fonduri, a trebuit să le dirijăm, dar am avut o rectificare de buget și aș dori să explic. Vă rog. Pentru că aici iarăși au făcut tot felul de informații false, că am luat banii de la fonduri europene și le-am dus la un alt proiect din fonduri guvernamentale și vom fi sancționați. Deci e clar că habar nu au. Nu au cum se face, nici nu poți muta banii. Eu nu fac lecții de buget acum. Da. Dar cei care au făcut afirmația nu știu ce e un credit bugetar. Și atunci vă rog să-mi permiteți că această rectificare de buget înseamnă diminuarea, respectiv suplimentarea, da, de la o investiție la altă investiție. Ce e un credit bugetar? Este o estimare. Da? Pe hârtie. Sigur. Înseamnă că am luat banii de aici și am dus în altă parte. Da. Nu e posibil așa ceva. Ți-ai dat un ar de fonduri și te dă seama ce se poate. Și atunci, pentru că noi am avut estimați că proiectul de valorificare turistică a orașului, am estimat o sumă mai mare, pentru că în martie avea loc licitația. Ne-am gândit că suntem licitația, iunie, iulie, continuăm. Și acolo am estimat o sumă mai mare. La colegiul care avea în 2021 termenul de punere în funcțiune, așa, am estimat o sumă mai mică. Și atunci am rugat Consiliul să aprobe, să luăm o sumă de la un capitol, de la capitolul unde aveam proiectare, așa, execuția proiectului dezvoltare turistică, așa, și să ducem la colegiu, pentru că aici au avansat lucrările și noi, sub nicio formă, vrem să blocăm, ca să vedeți, vrem să blocăm. Cu alte cuvinte, ce au făcut? Vor să blocheze ei așa cum au blocat până acum, pentru că să știți că... Ați mai avut din astea trânte. Eu am mai vorbit la dumneavoastră, da, aici. Da. Dacă faci și n-asculți ce îți spune partidul sau anumite persoane din partid, că nu putem... Este o persoană la Târgu Ocna acolo care a făcut atât rău Târgu Ocna că n-a făcut nimeni niciodată. Păi aici mai fac eu o scurtă paranteză. Trebuie să înțeleagă cetățenii că uneori, da, la ședința de consiliu local, consilierul respectiv, dacă primește un ordin de la un partid, el fără niciun motiv, adică nu întotdeauna când cineva se opune în consiliul local, înseamnă că are și dreptate. E posibil să fie un ordin politic sau mai rău, omul chiar să nu priceapă. Tot că nu pricep, nu eu. Asta noi putem acuza. Dar dacă n-am făcut ce mi-au... Dar când o faci cu de bună știință. Nu numai faptul că m-au exclus din partid, dar au venit și atâta rău au făcut, nu că au făcut mie, au făcut cetățenilor. Sigur. Și atâta au blocat aceste proiecte la finanțarea lor, da? Ca să vedeți și acum, același grup a primit ordin, ce e la liceu, dacă puteți blocați, nu plătiți nimic. Gândiți-vă că am dat din bugetul local, asumându-mi răspunderea, ca să nu blocăm constructorul. Ei ce au vrut? Sigur. Să arătăm că primarul nu poate, nu știe și așa, da, haideți, da, să blocăm finanțarea. Da, da, da. Și s-au făcut adrese la minister, că au înțeles o chestiune, la Ministerul Dezvoltării, dacă apare o sesizare, procedura este următoarea. Se stopează tot, se trimite corpul de control, da, și după te duce iar în coada listei cu finanțarea. Da? Și s-au întârziat. Deci prin știți acest blocaj, de fapt, au făcut rău cetățenilor din orașului. Pe de o parte spun că nu se continuă, dar să nu putem finanța, să putem termina colegiul mai repede. Asta este. Vedeți. Dar procedura e aceeași. Așa s-a încercat și cu strada Salinii când s-a blocat investiția, da, 6 luni. Gândiți-vă, da, că în momentul când a fost dispus corpul de control, când a fost trimis corpul de control, da, cu direcție clară, roții gâtului și logic, așa a fost. Păi aici domnii care candidează sau alții care au scris pe internet, ar fi trebuit să vină cu o explicație de ce au făcut lucrul ăsta. Știți de ce? Că odată ce ai scris, rămâne scris, știți? Și să vadă după alegeri cetățenii care au fost motivele, pentru că eu nu sunt de acord cu campania care se face așa urât. Dar să știe exact cine a votat împotrivă și cine s-a ținut la acest... Da, să fie nominal. Deci noi acum, practic, noi o să finanțăm de la buget și fac tot posibilul să terminăm acest proiect, dar s-a văzut clar că se blochează. Da, să știți că întotdeauna am apreciat, eu nu vă laud aici, da, dar am apreciat, cum să spui eu, perseverența de care ați dat dovadă. Pentru că, într-adevăr, la Târgu Ocna ați avut momente în care primarul, dacă nu era un luptător, rămâneau lucrurile în urmă. Și e clar. Nu poate primarul să răspundă la comenzile celor care nu răspund. Exact. Pentru că mânuța asta semnează. Și eu nu pot să semnez cincer alții dacă nu e corect ceea ce... Considerați că e bună chestiunea asta, adică un primar, cum să spun eu, să aibă campanie electorală când, odată la 4 ani, iar în restul celor 4 ani să se dedice oamenilor, nu? Adică campania electorală nu trebuie făcută 4 ani, nu?
O faci doar când îi vine rândul. Eu nu dau socoteală decât cetățenilor. Ei m-au trimis pentru că, să neapăr interesele. De-aia spun, asta o spun din punct de vedere cetățenilor. Partidul este un instrument prin care tu poți să accesezi aici. Da. Asta nu înseamnă că trebuie să dai președintele partidului și altor persoane cu diferite interese din partid raport. Eu dau cetățenilor din Târgu Ocna raport. Da, e corect. Și drept dovadă am acceptat să fiu exclus din partid, dar să duc la bun sfârșit obiectivele care interesează pe cetățean. Că toate ei sunt discuții. Sigur. Deci și doresc ceva, cetățenii vor altceva. Sigur. Dar oamenii vor acest lucrurile grup care... nu mai reprezintă pe mine, pentru că ei s-au depărtat de interesele cetățenilor. Dacă eu văd în toate sondajele, când Târgu Ocna trebuie străzi, întrebarea 1, străzi, întrebarea 2, străzi în toate cartierele. Atunci ne facem străzi. Dacă oamenii de ce fac altceva? Pentru că dorește cineva exact, de da, la nu, Bacău sau de la București să facă. Așa atunci, este. Dar să vedeți noastră, că cetățenii știu. Trebuia să nu trebuia să facă. Nu trebuia să facă aici. Păi cum să faci? Noi am făcut investiții la un obiectiv unde se știe foarte clar discuțiile în început de la colegiu, unde nu era cea mai importantă instituție atunci să se facă. Era colegiul tehnic, unde avem azbociment pe clădire. La unele schimbăm tabla și geamurile din 5 în 5 ani, că așa dorește cineva, și la da. O școală unde e tabla de acum 50 de ani, o schimbăm. Și de aici sunt toate aceste probleme. Domnul primar, vreau să vă spun că suntem pe finalul emisiunii, o să vă rog să vă canalizați pe ce mai doriți să le prezentați. Doresc să revin un pic. De ce facem acum aceste investiții? Așa. Și acum vreau să mai lămuresc o treabă. De exemplu, facem gazele acum. Unii. Acum s-a găsit primarul să facă gaze. Noi am făcut intervenții toată perioada. Nu s-a putut, știți că în august s-au schimbat legislația și sunt obligați furnizorii de gaze să introducă gaze la cetățeni. Sigur. Noi am făcut aceste intervenții și de ce a durat atât de mult? Pentru că în primă fază, pot să spun societatea, furnizorul de gaz da. Nu a fost interesat să facă investiții la cetățeni. Ei au fost interesați să aducă în localități mari, adică unde nu are nimeni gaz. Și atunci noi am adunat aceste cereri de la cetățeni, le-am trimis la Delgaz, ei au spus nu vrem. Ne-am angajat noi primăria că vom finanța noi, venim noi cu partea de contribuții. Și atunci ei au spus da, voi veniți cu 88%, noi venim cu 12%. Și am acceptat. De aceea apar acum în cartiere aprobarea pentru gaze și a venit acordul de racordare la gaz. Asta e o veste bună și ar fi trebuit tot să salute. Dar cei din opoziție, acum primarul trebuia să facă decizia. Deci nu se poate acum. Păi ce facem atunci, domn primar? Pun și o întrebare tot ca un cetățean. Atunci oprim tot acum ca nu cumva să... Nu? Da. Adică nu e mai bine că se fac lucruri. De asemenea, mai trebuie să explic. Da. Și atunci, toți unde avem avizul, primăria s-a angajat, vom depune. Și mai e un lucru. Nu trage primăria gaz. Sigur. Atenție, ca sigur. Și la ca curent electric, ca la energie electrică. Sigur. Noi ce facem? Dăm banii Delgazului, Delgazul face licitația, caută constructorul și introduce gaze pe stradă. Bine. Iar cetățeanul trage din stradă până în casă. Da, sigur. Ca să rămânem lucruri. Da. De ce n-am făcut primărie? Mai avem o problemă. În cartierul Vâlcel introducem apă și sigur vom avea și o porțiune pe care o asfaltăm acum. De ce asfaltăm acum? Pentru că în luna iunie acest an, 97 de persoane au semnat cu mânuța lor că doresc apă. Acolo ei au avut sursa lor de apă și nu au dorit sursă din rețeaua de apă potabilă a orașului. Atunci au dorit, am făcut demersurile, investiția este în derulare și deci, sigur sunt lucrurile la termen, cum se spune. Da, sunt la termen acum, este momentul. Se va continua cu stații de pompe, cu tot ce trebuie acolo. De ce asfaltăm acum? Pentru că acum s-a terminat ultimul branșament la canalizare. Nu puteam să facem asfaltul fără ca să facem unui canalizare. Sigur, e o anumită ordine. E o anumită ordine tot am discutat chestiunea asta. Care trebuie domnul respectată. În linii mari cam asta. Din păcate timpul ați observat. La noi, la Exclusiv TV, ceasul merge mai repede. Cred că aveți un ceas special. Avem un ceas, l-avem aici ceva. Da. Domnul primar, pentru că când vor merge? Pe 27 vor merge Târgu Ocna la vot. Toate secțiile de vot, când mi-a spus așa, nu. Toate secțiile de vot din Târgu Ocna sunt pregătite să primească cetățenii orașului. Dragi cetățeni, veniți și votați, pentru că fără votul dumneavoastră, conducerea orașului nu este legitimă. Cu cât veniți mai mulți, cu atât veți hotărâ mai bine sau veți alege mai bine persoana care poate să conducă orașul mai departe. Înțeleg că există așa o stare, cetățenii le teamă cu acest virus, dacă venim. Sunt asigurate toate condițiile ca să nu, din punct de vedere sanitar. Sigur, să vină totuși să iau cu masca, temperatură, cu pixul, să vină cu masca,
Să asigure distanță, nu vor fi aglomerări, deci toate condițiile sunt pregătite pentru a se putea vota. Așa cum ați făcut întotdeauna, este un drept al dumneavoastră câștigat cu greu de înaintașii noștri. Veniți, vă rog, și vă îl exercitați. Sunt condiții bune, veniți fără frică și votați că aveți de unde vota. Eu vă spun să votați o persoană care a demonstrat că face, o persoană care dacă chiar n-a făcut tot ce trebuia să, mai mult, n-am făcut nici rău niciunui cetățean din Târgu Ocna. Noastră mă știți, ați fost primiți toți la mine, v-am ascultat necazurile, propunerile și eu zic că am făcut multe împreună, mai avem multe de făcut, după cum vedeți și dumneavoastră, trebuie să continuăm, lăsați-mă să continui aceste proiecte, pentru că o întrerupere acum în această situație în care este o concurență mare între localități, deci numai cei care știu la ce ușă să bată, ce hârtii trebuie să făcute, rezolvă, rezistă și pot rezolva. Lăsați-mă să-mi duc la bun sfârșit aceste proiecte și haideți să mergem împreună mai departe. Vă aștept la vot, votați pro-România, sunt la poziția 5, cu lista de consilieri, oameni tineri și dedicați localității și va fi mai bine pentru orașul Târgu Ocna, votând primar Ștefan Șilochi și echipa de consilieri pro-România. Vă mulțumesc! Dragii mei, iată, am încheiat cu modul în care trebuie să veniți la vot. Am văzut propunerea de a continua acest cu încă un mandat a domnului primar în funcție, încă Ștefan Șilochi, și desigur, dacă așa va dori Dumnezeu, poate după investire ne vom revedea aici în studio cu domnul primar să ne spună cum au mers alegerile, care au fost provocările, care sunt cerințele cetățenilor pentru următorii 4 ani. Noi nu putem decât să vă, sigur, le urăm și celorlalți candidați mult succes în alegeri și, sigur, un singur lucru o să le cer tuturor candidaților din județul Bacău. Nu dați informații false, nu mințiți oamenii, pentru că minciuna are picioare scurte. Așadar, alegeți oamenii care, indiferent de partidul politic, alegeți oameni care au fapte, oameni care au făcut proiecte, oameni care au adus bani în comunitatea dumneavoastră și vă doresc multă, multă sănătate. Sunt Eugen Ungureanu și emisiunea Personalitatea Zilei va continua și după alegerile electorale și sunt convins că în județul Bacău vor fi puține schimbări, pentru că știu primari foarte buni în acest județ care chiar merită să continue proiectele pe care le-au început împreună cu dumneavoastră cetățenii și cu Consiliul Local. La revedere și vă mulțumim, domnule primar. Vă mulțumesc și eu, la revedere. We'll be right back.